Bine v-am găsit la Descripție Moldavie, emisiunea în care hoinărim împreună și ne cunoaștem mai bine țara. Până acum v-am dus pe potești de munte, în locuri de nimeni știute, am intrat în casele oamenilor să le aflăm povestea și în atelierele meșteșugarilor pentru a le cunoaște arta. Azi, pentru prima dată, vă duc într-o sală de conferință. De ce? Pentru că aici, la Vatra Dornei, au venit reprezentanți din 22 de țări ale Europei pentru a cunoaște mai îndeaproape cultura munților noștri. De țări ale Europei au fost reprezentate la cea de-a 11-a Convenție a Munților organizată în România la Vatra Dornei. Un schimb de bune practici între cercetători, funcționari și specialiști din industria turismului și agriculturii montane. European Union project designed to raise the profile and give momentum to Europe's cultural heritage. To protect and to promote, to increase access and most importantly of all, to inspire creativity. Participanții au abordat în prezentări și workshop-uri problematici specifice zonelor montane pe care le reprezintă: Alpii, Carpații, Pirineii, Tirolul, Munții Scandinaviei, în centrul discuțiilor fiind ideea patrimoniului cultural al munților Europei. Pour moi, le patrimoine culturel, c'est une opportunité pour les jeunes, une opportunité d'avenir. Pour moi, le patrimoine culturel, c'est des racines sur lesquels s'appuyer pour avancer. La musique, la peinture, la sculpture, enfin. Et puis il y a aussi les contes aussi, on peut aussi raconter. It's all around us. It's something about our behavior, the way we think, the way we speak, the way we communicate. All that is cultural heritage. Convenția Munților este un eveniment organizat de către Asociația Internațională Euromontana. To better preserve and valorize the cultural heritage of all mountains, we, Euromontana, we commit ourselves to recognize the role of cultural heritage in the identity of mountain people and in the territories, but also to share good practices on modern and innovative management, including with new technologies. We would like also to encourage EU institutions to better consider in EU policies the share of cultural funding dedicated to mountain areas, but we also want to encourage local and regional authorities to better consider cultural heritage at their own level. We also commit ourselves to develop EU projects on the theme of cultural and natural heritage. And finally, we commit ourselves to do an effective communication to transmit to our society our love and our active commitments for the mountains and the values it brings to everyone. Programul conferinței a inclus și o zi dedicată vizitelor de studiu, în care participanții au avut ocazia să cunoască îndeaproape cultura munților noștri. După cum ați văzut, ați fost întâmpinați cu pâine și sare în cea mai pură tradiție românească și special bucovineană. Mamă, inima mea-ntoare, lasă-mă la șezătoare, mamă, inima mea-ntoare, lasă-mă la șezătoare, lai, 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 lai. Această localitate în care ați pășit astăzi și ne bucurăm de vizita dumneavoastră a fost inclus în rândul
celor mai frumoase sate din România și acest titlu a fost acordat de către Ambasada Franței din România prin Asociația Cele mai frumoase sate din România. Și iată deci că în decursul anilor, de la an la an, tot încercăm să arătăm ceea ce avem noi mai frumos aici și ceea ce putem să oferim turiștilor care tranzitează, care vin dinspre Ardeal, înspre Bucovina, pentru că această localitate este și poartă de intrare în Bucovina. Ne aflăm la hotarul dintre Țara Bârgailor și Țara Dornelor, în pasul Tihuța. Noi suntem ansamblu Colibița din Bistrița Bârgăului și ansamblu Tihuța din Popasul Tihuța. Am prezentat dansul Bârgăul, un dans de la noi din comună. Este din vremuri, de la oamenii bătrâni care, după o zi de muncă, duminica ieșeau la joc. C'est effectivement la première fois que je viens en Roumanie. J'étais très heureux de pouvoir faire ce voyage pour découvrir notamment les aspects de la montagne avec Euromontana ici en Roumanie. C'est très important pour nous les échanges que l'on peut avoir avec les représentants ici de la montagne et les représentants de la montagne en France sur la manière avec laquelle ça se développe ici en Roumanie et sur les échanges aussi que nous pouvons avoir en termes de partenariat. J'ai vu évidemment des choses qui me surprennent, déjà la température ici en arrivant, mais aussi dans les paysages, où depuis Cluj jusqu'à ici à Vatra Dornei, il y a une vraie évolution dans les paysages, avec aussi ces différences d'altitude ici, avec une agriculture qui est différente de celle que nous pouvons avoir. Et je suis très heureux de pouvoir retrouver ici des télésièges, voilà, et l'activité du ski qui est plutôt une activité que j'ai l'habitude de pratiquer dans mes activités. Moi, je suis effectivement d'un territoire qui est très touristique, puisque je suis maire de la commune où se trouve la gare des Trois Vallées, de Méribel, de Courchevel, et puis des Menuires et de Val Thorens. Nous avons une grosse activité de ski l'hiver, avec un développement qui a été très très important au cours des 40-50 dernières années. C'est pour nous aujourd'hui d'ailleurs très intéressant de pouvoir faire le parallèle aussi avec le fonctionnement que vous avez ici. On a gardé des activités traditionnelles, l'agriculture notamment, avec un produit phare qui est le Beaufort, un fromage qui est très important chez nous sur la zone. On travaille au développement de nos activités de l'été. Alors, on voit à Vatra, par exemple, qu'il y a une activité d'hiver, mais il y a aussi une activité d'été. Le climat est plus continental ici que ça peut être chez nous, mais c'est intéressant de voir comment vous travaillez sur l'été, parce que ça peut aussi nous donner des idées. J'étais en Roumanie en touriste, j'étais en Roumanie comme représentant de Euromontana. Et moi, la région de Vatra Dornei
Et moi, je pense que c'est une région avec beaucoup de potentiel, qui a un problème, de, je pense, des prises et des dépeuplements, comme on a eu dans d'autres régions de montagne en Europe, mais qui a beaucoup de potentiel touristique et qui conserve encore des traditions qui peuvent servir justement pour, sur lesquelles s'appuyer pour avancer. Moi, je pense qu'il faut ne pas tomber dans les mêmes erreurs que d'autres pays ont commis, là, d'aller vers des tourismes trop intensifs parfois. Donc je pense que c'est la Roumanie en général, mais surtout la région des montagnes en Roumanie, les Carpates, c'est des régions qui sont très favorables en tourisme doux, en tourisme soft, en tourisme de sentiers de montagne, des skis, mais dans des skis aussi doux, pas nécessairement des grosses stations de ski, dans des skis nordiques. La chasse et la pêche, j'imagine, en dehors des limitations légales qu'il puisse y avoir, c'est aussi un ressource intéressant. Hein, c'est les paysages. Donc il faut garder les paysages, surtout les paysages et les traditions. I'm a farmer originally in our country. I'm from the Czech Republic. I'm from the Union of Organic Farmers, and the farmers who are connected naturally with mountain areas in our country. Our company is quite large. We have 4,000 cows, about 20,000 hectares. We are one of the largest agriculture company, organic, 100% organic, in our country. But anyway, it's not a one-person company. We are a union of about 50 farmers. It's different to be here and to compare organic farming here and in our country. Farms here are, on average, much smaller. We have like 130 hectares per farm. Here it's, I don't know exactly, about 8-10 hectares, 10 times smaller. So each farmers here offer the authenticity about, the personality, the personal approach. Je trouve que ce territoire a beaucoup d'atouts et que je ne vois pas comment il ne pourrait pas se développer en favorisant toujours pareil ce qu'on fait en proximité. On ne peut pas imaginer que même si la mondialisation est arrivée jusqu'à nous, elle puisse tout faire. Tout à l'heure, on est passé devant le marché, on a vu qu'il y avait beaucoup de producteurs. Donc c'est un signe positif. Afirma că sunt cei mai frumoși mânzi din țara noastră, sunt sălbatici. Dacă ar fi să discutăm de vârful Pietrosu, la 2105 metri, despre caldera vulcanică, cu un diametru de peste 10 km, ceva unic în Europa, despre flora și fauna din munții Călimani, care nu se poate găsi, nu se poate asemui cu flora și fauna din alte zone ale țării. Putem spune că ne-am străduit și ne străduim în continuare să păstrăm intact tot ce are mai de preț natura în România. Oui, alors aujourd'hui, on a vraiment vu qu'il y avait une très forte dynamique humaine, avec à chaque arrêt une présence très forte de la culture à travers la musique, les danses, les costumes. On a l'impression que chaque commune,
ici à son groupe de folklorique en quelque sorte. Par exemple, dans les Pyrénées, c'est très ancré aussi, si on prend le Pays Basque, le chant est très important. Et par exemple, en Ariège, la langue occitane de la montagne, avec des groupes aussi folkloriques, sont très présents et représentent bien toute l'histoire de la montagne. Dacă pe teren invitații europene au cunoscut farmecul, ospitalitatea și bogăția culturală ale satelor din munții României, în sala de conferință s-a vorbit mult despre depopularea zonelor montane, o problemă a întregii Europe. Young people going away, moving for study, but also for work and for economics reasons. Our idea is that if young people are aware of the resources of their the strengths of mountain areas, maybe in future they will come back after their experiences, after they have learned something, and they will come back, at least someone, in order to activate new development paths, new activities, economic bring along activities. Creativity and innovation. Yeah, yeah, it would be very important and interesting. We think it it will happen if we will be able to educate them to engage them also in the management of the IRS. Engineers, anthropologists, professors, educators, architects, tourism or museum operators. Provocările și problemele zonei montane cred că sunt specifice tuturor țărilor și în primul rând este slaba populare a munților și dacă ne uităm puțin și pe legea pe care am promovat-o, legea muntelui, am identificat ca și obiectiv în această lege pentru care am promovat-o repopularea sau cel puțin să stopăm această depopulare a munților. Pentru că dacă omul pleacă din munte, muntele nu va mai fi la fel. Fără oameni nu putem realiza nimic, chiar dacă peisajul este extraordinar, dar omul își pune acolo inima, sufletul, truda. Aș despărți lucrurile în două. Zona dezvoltată, care are infrastructuri, are învățământ, are grajduri modernizate, rase de animale, mecanizare, le are pe toate. Și ei acum se confruntă cu fenomenul depopulării, a plecării tineretului, generației care nu mai vrea să lucreze, să muncească, practic, în condițiile grele ale zonei de munte, chiar dacă are toate condițiile. Este o mare problemă. La noi, care suntem în decurs de depopulare intensă, fără să ne fi asigurat un nivel de dezvoltare după care să putem să trăim în Carpați. Suntem 3,6 milioane de locuitori, dintre care 2 milioane și cam 100 de mii sunt în familii de producători agricoli, pentru că ei sunt baza, ei, acești producători, omul care mulge vaca, care crește oile, care ne dau ce? Ne dau hrană. În ultima zi a conferinței a avut loc prezentarea lui James Rebanks, absolvent al Universității Oxford, consilier UNESCO și cioban. The truthful reason why I wanted to come to Romania is your shepherds are amazing in the mountains. You have these amazing historic shepherding traditions and people, and I've always wanted to see it. So when I was invited to come and speak at the conference, I jumped at the opportunity. Britanicul a fost supranumit ciobanul preferat al Twitterului. De ce? I have a Twitter account that has 113,000 followers, something like that, around the world. And they just follow the day-to-day work of our farm and the sheep and the dogs and the farming people. It never features me. I never take pictures of myself or promote myself through that. Why is it popular? I think a lot of rural people and farmers underestimate how interesting what they do is to other people. So most people in the modern world live in cities now or towns, and they're losing connection with the things that their parents or their grandparents did on the land. They often don't know simple things about it anymore. And I think if you are good at communicating and you have the patience to share that life with people, then there's a huge audience of people that are interested. James Rebanks este și autorul cărții Viața Păstorului, povestea familiei sale, care trăiește de generații în Lake District, o carte dedicată tatălui său, care a fost de asemenea fermier. When I was young, I read a book from 120 years ago about a shepherd in England, and
I was just young when I read this book, and it blew me away. I thought, hang on a minute, you can write books about us. We could be the subject of books. And then I fell in love with books by Hemingway and Albert Camus and people like that. And when I saw how brilliant they were at telling stories, I thought, well, why don't I tell the story of my grandfather and my father and the people that I know? And I don't see any reason why that can't be the subject of great literature. Why not? I'm not Tolstoy, but Tolstoy and other great writers wrote about peasants and working people. Yes, I can do other things. I can go on Twitter, I can write books, I can go to New York and talk about things. These are nice things to do, but they're not the core of who I am. So being able to go home to our farm and my sheepdogs and my land, I think it's good. I'm biased, but I think it's good for people to have roots and to have a place that they can call their home and have a community that they're proud to be part of. So I have no desire to go to the... Maybe I could earn more money if I lived in a city and I talked all the time, but this is not my life. Convenția Europeană a Munților, ediția 11, a fost în final un eveniment al întregului oraș. Prin parada organizată ca reverență în fața invitaților europeni, Muntele a venit la conferință cu ce are el mai valoros: ciobăneștii de Bucovină, semigreii românești și oamenii săi, frumoși, veseli, purtând cu mândrie costumele naționale. Ne mândrim că această conferință s-a ținut la Vatra Dornei și acești străini au avut posibilitatea să vadă munții noștri și cu ceea ce ne mândrim noi, cu stânile, cu animalele noastre. Cel mai mult i-a impresionat costumele frumoase, costumele tradiționale, costumele care se le păstrăm cu mândrie oricând este nevoie. I enjoy it very much. I like to see all the different kinds of costumes in Norway. Much of the music and dancing still lives more in the mountain areas than near the big cities. And many authors come from the mountain area in Norway, and I imagine in the rest of Europe as well. A fost Descripție Moldavie de la Vatra Dornei. Peste două săptămâni ne revedem la o nouă ediție, fără ecuson și fără mapă. Pregătiți-vă bocancii. Până atunci, călătorii frumoase să aveți!